bun venit la o nouă ediție a diplomelor de excelență în turismul pe litoralul românesc al Mării Negre, organizat alături de partenerii noștri tradiționali, Asociația Litoral Delta Dunării și Radio Vacanță. Mă bucur să văd printre voi multe fețe cunoscute, hotelul care a fost premiată și anul trecut. Mă bucur să văd și fețe noi, anul acesta avem un număr record de unități premiate. Dar înainte de a trece la premiere și a spune câteva cuvinte, să-i dau cuvântul domnului Cristian Bărbălescu, președintele Asociației Litoral Delta Dunării, cu câteva cuvinte. Așeză-mă din microfoanele, că așa n-au scutit colegii. Eu, în primul rând, vreau să felicit pentru tenacitate a fost acolo, pentru că este un site care, în primul rând, prin echilibru și echidistanță, generează un feedback, generează niște, o imagine reală a litoralului. În felul acesta vedem unitățile de cazare, cum arată adevărata lor față și proprietari, ori angajați, trebuie să înțeleagă, în momentul în care primesc o caracterizare bună sau rea, aceea este imaginea pe care o au. Aceasta este imaginea fața turiștilor și cu siguranță ne este de foarte mare ajutor tuturor în momentul în care recomandăm agenților de turism atunci când recomandă și, bineînțeles, dumneavoastră, celor care beneficiază de servicii, atunci când alegeți. Un astfel de site este util în piața românească și este foarte util agențiilor de turism și turiștilor. De aceea, cred că a susține o astfel de inițiativă este mai mult decât o obligație din partea unei asociații de promovare, pentru că noi trebuie să fim echidistanți, să dăm adevărata culoare a destinației. Și aici vreau să mulțumesc celor de la fostacolo.ro, pentru că ei sunt cei care de foarte mulți ani reușesc să aducă în față destinații care poate nu au o forță atât de mare de promovare. Și am văzut foarte clar cum restaurante care la început păreau mici și nu le dădeam nicio șansă, poate, situate la un picior de pod, s-au ridicat în fața tuturor. Investiții ale unor oameni care nu veneau din domeniu și nu se pricepeau până atunci, dar care și-au angajat profesioniști și au reușit să transforme un hotel sau două, care erau într-o stațiune prăpădită, într-un resort de renume și în felul acesta a crescut traficul cu procente semnificative și vreau să spun că la evoluția lor au ajutat și aceste recenzii de pe am fost acolo. De aceea eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, faptul că îi susțineți și îi promovați și îi susțineți astfel de inițiative care sunt departe de cancanuri mondene sau politice. Vă mulțumesc. Și aș vrea să dau cuvântul și presei care susține aici un organism extrem de important, Radio România. Doar câteva cuvinte. Eu rememorez ziua în care Cornel Bocciort a venit la Constanța, la Mamaia, la Radio Constanța, Radio Vacanța, expunând ideea unui site de impresii turistice și nu numai, expunând ideea pe care am îmbrățișat-o din prima clipă, cea a unui turist educat și cea a unui turist informat. Este adevărat, la vremea respectivă, gradul de conștientizare al turiștilor asupra ceea ce vor să ceară și asupra ceea ce primesc era extrem de mic. Ei bine, site-ul Am fost acolo a crescut mult mai mult de nivelul unui site, a ajuns o comunitate, a ajuns o comunitate a unor turiști extrem de bine informați, care acum schimbă păreri, care acum oferă recenzii în cunoștință de cauză și care în primul și în primul rând, în marea lor majoritate, oferă recenzii absolut adevărate.
Acest deziderat al unui turist educat și informat, pe care site-ul Am fost acolo îl continuă și îl promovează, pe care Asociația Litoral Delta Dunării o promovează și pe care implicit Radio Vacanța promovează, ei bine, este un deziderat care ar trebui și trebuie și cred că deja vă ajută și pe dumneavoastră, cei din industria hotelieră și de alimentație publică, să interacționați mai bine cu turistul, să-i cunoașteți nevoile și, în egală măsură, turistul să vă cunoască pe dumneavoastră, să știe ce are, ce poate să vă ceară și în ce măsură poate să vă ceară. Vă mulțumim pentru eforturile dumneavoastră, pentru că, iată, de la an la an, turismul peritoral crește din punct de vedere calitativ, crește și din punct de vedere cantitativ, iată că se dezvoltă noi unități. Și nu ne rămâne decât să vă mulțumim și să ne felicităm împreună pentru tenacitatea de a oferi un turism de calitate în această zonă mirificată. Mulțumesc! Mulțumesc! Să trecem la festivitate. Cred că trebuie să treceți la trac. Da, da. Ca de obicei, în ultimii ani, trecem și la treaba noastră pentru care ne-am adunat aici. Felicitările adresate celor premiați, dar înainte aș vrea să fac o scurtă considerație. Facem de mulți ani, organizăm festivitatea de premiere. În acești 10 ani de existență ai site-ului, am avut ocazia, am fost martorii documentarii procesului de evoluție al litoralului românesc, de creștere cantitativă și calitativă, cum spunea și Daniel. Și vreau să vă spun că eu aș numi această festivitate de premiere ca una sub semnul evoluției calitative a litoralului. Dacă în anii precedenți am observat un oarecare progres mai lent, poate mai cu ezitări, în acești ultimi 2 ani, în impresiile scrise de turiști, noi am sesizat o evoluție care aproape s-ar putea numi un salt. O evoluție în investiții de calitate, o evoluție în servicii de calitate, o evoluție în mentalitate. În ceea ce am fost acolo, încearcă să consolideze, să formeze, să consolideze, să progreseze. Ceea ce numim cultura turistică. Cultura turistică a turistului român, care știți mai bine decât mine unde era în urmă cu câțiva ani cultura turistică a românului, manifestată în diverse lei forme, de la așteptări poate mult exagerate față de realitatea pe care ar fi fost normal să o aștepte, să o găsească. De la manifestările câteodată ne la locul lor în vacanță. Ei bine, în acești ultimii doi ani, mie mi s-a părut că observ aproape un salt calitativ și în această mentalitate. Am avut mult mai puține review-uri negative, scrise la furie, cum știți prea bine că se întâmplă, din răzbunare câteodată. Am avut ponderea impresiilor pozitive este mult mai mare, iar această pondere ar trebui la rândul ei amplificată, pentru că știți prea bine că din 10 turiști nemulțumiți, 9 aproape sigur scriu pe undeva, că scriu nemulțumire. În schimb, din 10 turiști mulțumiți, mare lucru dacă scriu 2-3. De obicei scrie 1-2. Am avut ocazia în acești 10 ani de activitate să văd cât de grea e activitatea noastră a hotelierilor. Adică mie mi se cât de greu este să îi mulțumești pe toată lumea. Deși știu că marea majoritate, majoritatea probabil covârșitoare, încercați din răsputeri. Mulți nu reușiți dintre cei care nu sunt aici. Poate și dintre cei care sunteți aici aveți și neîmplinirile noastre. Mie mi se pare aproape imposibil. Punându-mă în locul noastră, o meserie aproape imposibilă să încerci să mulțumești o gamă atât de largă de personalități și cu atât mai remarcabil mi se pare că anul acesta ați reușit atât de mult dintre voi. O altă evoluție pe care o observăm spectaculoasă, mi se pare mie, e reflectată și în deschiderea curselor aeriene care leagă provincia, Ardealul și nordul României, de litoral. Mi se pare un factor esențial la un progres al
turismului românesc în general și mi se pare o realizare extraordinară, pentru care am vrea și noi să-i felicităm pe toți cei implicați în deschiderea acestor linii. Știu că Asociația Litoral Delta Dunării a luptat foarte mult și sigur și Daniel de la Radio Vacanța și toți ceilalți și Gluer ar merita felicitările și mulțumirile noastre. Meritul este al companiei aeriene, care a riscat totul să vină pe litoral, pentru că nu este ușor de să deschizi o destinație nouă. Și de aceea, din răsputeri, și aici ar trebui să mulțumim presei, că a fost mereu alături de noi, și trebuie să subliniem acest lucru, de fiecare dată când am avut nevoie, a venit la conferințe, astfel încât să ridicăm puțin dorința de a călători, să o aducem la realitate. Este foarte adevărat că e greu să stabilești o relație cu o destinație pe avion. De ce? Oamenii, în primul rând, trebuie să afle că există acel avion. Lucru extrem de greu. Dumneavoastră știți pentru că sunteți în industrie. Dar dacă vă duceți la un vecin acasă și vă întrebați dacă știe despre avioanele de pe Sudolnicianu, vă garantez că nu știe. Iar este datoria noastră a tuturor să le promovăm, să îi anunțăm. Iar un mare plus pentru noi cei din industrie este faptul că știm foarte bine, în avioane se urcă cei care au bani. Și noi ne dorim acești clienți pe litoral românesc, cei care își permit și care au călătorit și au o cultură a călătoriei cu avionul, care doresc să facă 45 de minute sau o oră până pe litoral și nu 12, 16 ore sau două zile cu oprire pe parcurs. Da? Și de aceea mulțumesc pentru review, că e adevărat acest lucru. Mie mi se pare un pas mare pentru turismul românesc deschiderea. Sperăm că se vor continua, se vor mări poate numărul de linii, așa mai departe. Un alt aspect al evoluției pe care noi o vedem a litoralului românesc, evoluției în bine, se reflectă în preferințele, alegerile de vacanță ale românilor. În luna martie am fost acolo, a realizat un sondaj reprezentativ la nivel național, prin cei milion de turiști care ne vizitează, și am observat acolo cu plăcută surprindere că litoralul românesc este a doua alegere de vacanță a românilor, după Grecia. În opinia mea, Grecia nu este competitorul adevărat al litoralului românesc. Grecia e un turism, se îndreaptă mai degrabă spre un turism economic. Litoralul românesc, pe locul 2, în alegerile de vacanță a românilor, ce au indicat ei, unde o să meargă în acest an, a reușit să adune aproape dublu față de Turcia și față de Bulgaria. Adică litoralul românesc are aproape însumate celelalte două. Pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută și încă un semn că litoralul românesc a evoluat. Indiciu sau o ultimă reflexie a evoluției calitative a litoralului este și numărul de unități premiate în acest an. Este cel mai mare de până acum. Sunt 54 de unități de cazare premiate. Este, în opinia mea, care au îndeplinit standardele noastre minime pentru a fi premiate. E cel mai mare număr din toate edițiile și este un indicator de valoare, sau mă rog, semnificativ, pentru că satisfacția turistului este, cred eu, cel mai important indicator al calității, sau mă rog, al reprezentativității unui hotel. Sigur, și investițiile contează, și sedania, și notele obținute de la jurizările de specialitate, dar dacă turistul nu e mulțumit, nu face mare lucru toate celelalte. Cam atât vreau să vă spun. Eu aș trece acum la înmânarea directă a diplomelor. Aș vrea să mai spun că am insistat împreună cu colegii mei să alegem Venusul ca loc de desfășurare a premierilor, pentru că litoralul a fost acolo sprijină foarte mult dezvoltarea și a litoralului sudic. Și Venusul, confirmând prestația bună de anul trecut, are un număr foarte semnificativ de unități premiate. Dacă Eforie și Mamaia au luat, ca și până acum, partea leului din premii, aproximativ jumătate,
din Venus a premiat 9 unități, adică aproximativ un sfert din tot, sau o treime din toate unitățile de premiate de pe litoral. Și pentru asta am ales Venus. Da, dacă se poate, îmi cer scuze dacă îmi permiteți. Poate sunt câteva întrebări pe care vreți să le puneți înainte de a începe lista cu premiile. Da, de acord? Doriți să întrebați ceva? Sau cine dorește poate să întrebe și după. Eventual presă. Trebuie să prezenta o statistică a stațiunilor de unde sunt premiile. Așa cum ați spus dumneavoastră acum, că Venus este o străină din tot ce din sudul litoralului. Armă din sud. Da. Okay. O să vă prezint această statistică și pentru presă cred eu că putem să ne întâlnim ulterior ca să răspund la alte întrebări. Ca să nu ținem oamenii, știu că sunteți ocupați, aveți probabil la început sezonul. Din cel mai mare număr de unități premiate a fost din Eforie, 18, din Mamaia sunt 12, urmează Venus cu 9 unități, apoi Neptun și Jupiter cu câte 2, din Olimp și din Constanța, premiem și din Constanța turism de business și turismul, câte 2 unități din Constanța, deci, și apoi din Saturn, Costinești, Mangalia și Vama Veche și Corpu câte una. Am trece atunci să înmânăm prima diplomă. Este aproape de 10 pe linie. Sunt 3 unități care au obținut această performanță. Unități mai mici, dar care prin efortul și prin zădania zilnică, prin numărul de turiști pe care au reușit să-i fidelizeze, pentru că acesta e un alt indicativ al creșterii calității. A crescut foarte mult numărul de turiști repetitivi. Asta nu se întâmplă decât într-o piață turistică care începe să se maturizeze sau chiar să crească. Foarte mulți turiști repetitivi observăm în deviusurile noastre. Probabil că dumneavoastră aveți statistici mai bune, știți și noastră cât au fost, cât nu au fost. E un semn bun. E un semn bun. Numărul 1 absolut de pe întreg litoralul, reflectat în notele primite de la turiști, este o unitate de categoria de o stea sau de două stele. Bazart Hostel din Vama Veche. Felicitări! Ce surpriză! Felicitări, numărul 1 absolut, felicitări. Da, e chiar uimitor. Mulțumesc frumos! Nu sunt foarte multe reviews-uri, dar sunt doar pozitive și astea, cum v-am spus, sunt sigur, ar trebui multiplicate cu un factor imens. Mi se pare aproape imposibil să obțineți doar reviews-uri pozitive. Cum reușit? În primul rând, insistăm foarte mult. Eu am vrut să am mult mai multe, dar spunem turiștilor că îi sfătuim, îi îndrumăm să scrie pentru ceilalți turiști, pentru toată țara până la urmă și ei nu. Știu, asta cunoaște. Dar știți ce mi se pare mai... Probabil că aceia care au scris chiar au fost wow, au fost impresionați. Sau nu. Mulți au... turiști majoritar mulțumiți. Cel mai greu este să nu ai niciunul nemulțumit. Asta e foarte greu. Înseamnă că reținerea lor de a scrie e mai mare decât intenția de a comunica ceea ce au de spus, nemulțumire. Posibil și asta, deci, dar eu cred că asta, probabil și sunteți foarte aproape, țineți legătura tot timpul cu turistul, anticipați nemulțumirile, rezolvați pe loc. Categoric. Deci să plece cineva nemulțumit, e grav. Încercăm să aflăm care... Nu lăsați să plece, dacă nu se declară mulțumim. Ce e cu el și ce putem face să-i dăm afectare. Cum mi se pare o performanță remarcabilă. Da, într-adevăr. Mulțumesc și pentru mine. Aproape de 10 absolut este și Vila Riana Beach, din Eforie Nord, dacă a ajuns, dacă a venit. Dacă nu, Club Safir din Venus. De 4 stele, vă rog să poftiți pentru diploma. E primul premiu. Stați! La mine, vă rog. Urmează două unități care au mai fost premiate de noi.
în anii trecuți, ambele din Eforie Nord, Villa Pretty Woman și Rocco. Mulțumesc mult. Cred de tot. E al treilea premiu pe care... Sau al patrulea. Mă rog, eu m-am notat doar ultimii trei ani. Da, da. Ce să spun, tocmai mi-aduc aminte, anul trecut am fost pe locul întâi. Îi urez, o felicit pe doamna de la Baz Art, dar o să mă străduiesc la anul să ajung iarăși pe locul întâi. Concurența întotdeauna e benefică. Da, așa este. Asta ne motivează și ne dă un plus de energie ca să mergem mai departe. Vă mulțumim că existați și... Să ne vedem și la anul. Să ne vedem sănătoși și la anul. Să ne vedem și la anul, să rămânile. Să rămân la felicitări. Mulțumesc. Villa Blue Lagoon din Eforie Nord. Că la 100 de recomandare și un not aproape de 10, 9,8. Felicitări! Cu fața la mine! O altă unitate care a mai fost premiată de noi, pe darul de an, pensiunea Alfa din Mamaia. Dacă e Alfa? Nu e. Ploaie că n-au ajuns cu vremea. Hotel Veronica din Eforie Nord. Nu este, dar dacă doriți... Lași cu casă, este o bună prietenă și colegă. Mm-hmm. Mulțumim. Mulțumesc pentru ea. Atunci, da. Au. Era doar un microfon, lăsați, în ciume prima dată, când cade. Da, haideți să vă ajut eu puțin. Să mai repede. Da. Haideți să vă ajut în viață. Villa Orhidee din Eforie Nord. Dacă nu, Villele Paflora din Saturn. Da, am să-i rămân aici. Grad de recomandare 100%. Așteptăm și la anul. Succes. Meduza. Meduza din Olim. La mine, vă rog. Și cu diploma. Diploma. Să știți că asta, apropo de faptul că s-au văzut pisele de la UE și noi avem cuștii care și-au văzut în case pentru că pentru aceste case. Înseamnă foarte mult. Pentru Timișoreni, pentru Cluceni. Și eu am fost inspirată ca turist de pe site-ul dumneavoastră. De când ați apărut, chiar m-am văzut. Aici, Hotel Alessia, din Eforie Nord. Villa Oceanic, din Olin. Să plece, pentru nu s-o declara mulțumit. Fotografia. Hotel Laguna, Eforie Nord. Hotel Ovidiu din Mamaia. Villa Diandra, Eforie Nord. Thank you.
cel puțin al doilea premiu. Al treilea. Mă rog, eu am notat doar ultimii trei ani. Deci, de al treilea. Hotel Decebal din Neptun. Cred că ați primit câte un premiu la fiecare ediție a noastră. Felicitări! Dacă primul, al doilea e mai ușor poate de obținut, mai greu este să te menții. Noastră a reușit să vă mențineți an de an. Felicitări! Villa Roxy, Eforie Nord. Villa Sunrise, din Cosinești, dacă a venit. Sută grade recomandare, notă 9,1. Singura unitate din Cosinești care a reușit să obțină suficiente impresii, care e și clasificată, pentru că unul dintre criteriile de acordare a diplomelor este ca unitățile să fie clasificate. Felicitări? Villa Plaja Azur, din Eforie Nord. Hotel Bueno, din Mamaia. Amon Hotel din Venus, dacă e. Hotel Traian Eforie Nord. Hotel Sanda din Venus, pe care e. Felicitări. Și dumneavoastră reușit an de an. Cred că aveți al cincilea pe felicitări. Nu e ușor. Mai ales pentru un hotel de 200. Reușiți, lăsați că o faceți de ani de zile. Știți bine să facem. Să rămâneți. Mulțumesc. Trebuie să vă mai faceți un perete acolo special pe locul pentru să vă mulțumesc. Hotel Fortuna, Eforie Nord. Hotel Cometa din Jupiter. Ați venit pe mine, ați venit pe mine. Clienți repetitivi, probabil? Da, foarte mulți. Vă cumpărăm la clienții de... Încercăm să continuăm tot așa, dar mai bine. Vă mulțumim. Ține pumnii. Hotel Vulturul din Venus. E un hotel care reușește să mențină constant în preferințele turiștilor, dar asta acolo felicitări. Cred că e al treilea premiu. Da, da, da. Hotel Lido Mamaia. Hotel Solimar, Mangalia. Hotel Vis, Eforie Nord. Toți suntem în aceeași postură de investitori și toți lucrăm în industria zâmbetului. Nu vreau să fac eu pe Che Guevara al turismului românesc, dar ar trebui toți să punem umărul și să încercăm să reducem decalajul investițional între investițiile private și investițiile publice. La Eforie s-a schimbat un pic treaba și, într-adevăr, UAT-ul are semnate niște contracte de finanțare cu Uniunea Europeană. Se vede, Eforie a luat partea leului. Dar, din păcate, noi am plecat și cu un mare handicap. La Mamaia, acum, na, eu vreau să, am vrut să vorbesc, fiindcă suntem cei mai mulți din Eforie, din asta. Categoric, 18. Ați spus treaba asta, da.
Și aș vrea să vândem pe toți, așa cum putem noi, cu lobby, cu influență, cu să încercăm să determinăm administrațiile locale să micșoreze cartul de investiții dintre noi și dintre ei. Fiindcă dacă nu reușim să facem treaba asta, e clar că o să ne ducem în jos. Noi, Eforia, avem și altă problemă, e fundamentală la noi, cea cu nămolul, dacă știți, probabil e o întreagă nebunie acum și sunt și niște petiții online. Dacă nu reușim să ne păstrăm și resursa naturală, ați văzut și dumneavoastră care e scandalul monstruos acum, dacă nu reușim să ne păstrăm și resursa naturală, noi, Eforie, din păcate, o să ne pierdem cel puțin jumătate. Nu s-a vorbit de turismul balneo deloc, nu vreau eu să vorbesc de turismul balneo, fiindcă eu nu, la ora asta, nu am capacități balneo, dar cel puțin 30-40% din turiști reprezintă turiști care vin la tratament. Reiterez, nu vreau să fiu eu revoluționarul, dar vreau să vândem pe toți, să punem umărul așa cum putem, chiar dacă uneori se numește trafic de influență, nu? La noi în România încă se numește trafic de influență. Chiar dacă uneori se numește trafic de influență, haideți să punem toți umărul, fiindcă e înspre binele nostru în principal și înspre binele acestui stat, acestei țări. Vă mulțumesc mult și mulțumesc că m-ați ascultat. Picard Pirate Resort din Mamaia. I-am văzut piratul pe aici. Să vină pirații. E normal, piratul șef. Sunt absolvent de la legată de corp. Iar doilea premiu primit. Vă mulțumesc foarte mult pentru că e al doilea nostru an în care funcționăm această formulă. Anul trecut am primit un premiu de eficiență, iar că anul acesta primim un premiu de eficiență, ceea ce înseamnă că suntem pe drumul cel bun și că începem să confirmăm. Ceea ce noi ne dorim e să creăm un brand nou pe litoral, să fie ceva altfel și pe cum vedeți am o frântură din povestea noastră lângă mine. Complex Iris Nalba Mimoza din Jupiter, dacă a venit. Pensiunea Socrița din Corcu. De prima dată când mă ajunge, doamne. Am mai fost doamne. Hotel Ibis Constanța. Ne bucurăm să avem ocazia să primim și hoteluri, nu este, dar hoteluri de business sau de Silibrei. Hotel Acapulco, Eforie Nord. Trecem la hotel Domis din Mamaia. Hotel Rio, Jupiter. Grad de recomandare 80% nota 8.4. Până mai văzut. Sigur, sunt de la vedem. Sigur. Mulțumim. Inter Hotel din Venus, e un hotel de 5 stele. Un hotel Savoy din Mamaia. Hotel Riviera din Mamaia. Turquoise Venus. Deci, cel puțin al doilea an consecutiv în care primim premiul, felicitări. Cu față la mine puțin. Mulțumesc. Hotel Afrodita din Venus. Dacă este. Vera, Eforie Nord, Hotel Vera. Pensiunea Diana din Mamaia Sat. Să spunem Diana, poate. Hotel Dines, din Eforie Nord. Da, puteți să luați dacă puteți. E pentru ei. Ah.
poză. Hotel Dalí din Constanța. Hotel Europa, Eforie Nord. Am observat, sunt o grămadă de unități mici, de nivel mediu și mic premiate. Hotelurile mari, e mult mai, cred, dificil de a gestiona. În primul rând, procesul este mai complex. Mai ales un hotel de 4 stele are turiști de acolo, alte pretenții, alte așteptări. Și tratament care este și centrul de conferințe. Felicitări! Mulțumesc, mă numărați! Mulțumesc, mă numărați! Bravo! Hotel favorit din Venus. Cornel, a venit Socriț, pensionat Socriț. Hotel Romanța din Neptun. Hotel Marina Surf din Mamaia. Venetia Luxury din Mamaia, dacă e. Proton din Neptun, Hotel Proton. Pensiunea Socrița, a doua strigare. Am înțeles ca la altul. Nu știu cum reușiți, dar... Am reușit să vin. Dar nu știu cum reușiți să vă mențin de an de an. Aproape că nu-mi imaginez... Din cauza soacră. Mama soacră. Felicitări. Vă dăta mai mult dacă ai fost mama soacră. Poate. Da. Și ultimul, dar nu în cele din urmă, Mera Resort din Venus, gazda noastră. Vreau să mulțumim în mod special pentru găzduire, pentru logistică. Este, nu știu, personal, după ce am văzut și hotelul, sunt convins că e prima din multele întâlniri pe care le vom mai avea. Adică hotelul merită, e investiție extraordinară. Serviciile văd că sunt de nivel premium, mi se pare mie. Sunt convins că le vom mai întâlni. Cu siguranță. În primul rând, vreau să vă urez bine ați venit la Mera Resort, pentru cei care nu cunosc acest resort, o să vă zic câteva cuvințele ca să nu vă rețin prea mult, să nu vă plictisesc. Deci Mera Resort înseamnă 440 de spații de cazare, înseamnă 4 stele și înseamnă all inclusive. Vom deschide la 1 iulie un hotel în Mangalia, pe faleza municipiului Mangalia, Mera Breeze, și anul viitor vom deschide Mera Onyx în Cap Aurora. Deci suntem în ascensiune, este un proiect în plină dezvoltare. Vă mulțumim foarte mult pentru premiu. Ne bucurăm că această ediție a premiilor am fost acolo, se desfășoară la Mera. Și vă așteptăm cu drag oricât. Deci știți că am aflat și noi de Fizz și chiar am pregătit un premiu special, din care speciale pentru investiția deosebită în potențialul, în valorificarea potențialului litoralului sudic, în care am fost acolo, ar dori să se implice cu ce putem noi să sprijinim și partea sudică a litoralului să ajungă din urmă, cine știe, poate să depășească normă. Minunat. Așa o să facem, noi ne punem... Noi credem mult în potențialul sudului. Și noi credem la fel. Avem o echipă minunată în spate, avem un investitor care își dorește foarte mult să crească sudul litoralului. Sperăm că împreună cu toți ceilalți hotelieri să ridicăm această zonă a litoralului, să fim peste Mamaia și să fie locația în care... destinația turiștilor din România. Vorbim aici de litoral.
Vă mulțumim mult de tot că ați venit la, la această ediție a Pulsilor și în special că ați venit la Mera și că ne-am cunoscut. Am terminat cu premiile standard obișnuite. În fiecare an, de ceva timp, a fost acolo, acordă și câteva puține premii speciale, prin care noi dorim să evidențiem, să fie ca o recunoaștere publică și o mulțumire a unor oameni sau unor locuri cu merite deosebite în promovarea litoralului. Și noi am pregătit aici pentru o diplomă specială pentru doamna Corina Martin, care văd că nu a reușit să vină, pentru contribuția ei cu totul, mie nouă, mi se pare cu totul deosebită, pentru energia, pentru efortul pe care le depune în promovarea litoralului. Aș fi vrut să-i spun personal că, în opinia mea, doamna Corina Martin a stabilit un standard prin implicarea sa care va fi greu de egalat sau de depășit vreodată. Mi-am pregătit o diplomă de excelență pe care o să o transmitem prin colegii mei. Vă rog că nu am ajuns să-i dau acord personal. Un alt om pe care l-am remarcat pentru anul acesta pentru contribuția deosebită la dezvoltarea potențialului turistic al litoralului este Adrian Sia, care primește un premiu special la Academie pentru turistul Constanța City Walking Guide. Este o recunoaștere a eforturilor și în același timp a realizărilor pe care le-am făcut. Felicitări! Vă mulțumesc tuturor! Este un proiect Merg la Mare.ro la care lucrăm de 4 ani, un ghid al Constanței și al zonei de litoral Constanța City Walking Guide. Și aș vrea să vă spun că, fiind în fața mea foarte mulți hotelieri, să fiți foarte atenți la imagine, să aveți fotografii bune pe care să le postați pe site-uri și să le lăsați, ca cei care vor să vă promoveze, să le ia, să le dea mai departe, să fiți atenți la postările de pe Facebook, toată lumea postează, vrea să pună pe Facebook, pentru că de multe ori faceți greșeli foarte mari, se pun imagini proaste, care vă aduc multe deservicii, foarte multe, și e păcat, pentru că aveți investiții frumoase, încercați să surprindeți momente frumoase, să le promovați. Noi, prin site-ul nostru, exact acest lucru încercăm să facem, să promovăm litoralul din toate unghiurile lui. Avem acolo și o pagină de evenimente unde puteți încărca gratuit, totul este gratuit la noi, avem un ghid online, foarte multe facilități pentru turiști și puteți să încărcați evenimente și tot ce aveți dumneavoastră, astfel încât turiștii care accesează pagina noastră și sunt foarte mulți vara, caută evenimente, să poată să fie informați. Vă mulțumesc! O diplomă de un premiu special și o diplomă de excelență merge și către aeroportul Tuzla pentru aeromania, cel mai îndrăgit sau... Am înțeles că blocăm de tot traficul acolo. Mulțumim mult de tot. Când e... Și celălalt, nu numai cel brutit. Mulțumim mult de tot că sunteți alături de noi și așa cum de obișnuiți la fiecare air show să închei dumneavoastră cel mai important echipaj. Vă așteptăm și anul acesta pentru 11 ani de aeromania la aeroportul Tuzla, singurul aeroport privat care a reușit să dezvolte o școală internațională cu promovabilitate maximă la cele mai bune companii aeriene, la Wizz Air, la Ryanair și, de ce nu, la Blue Air, acestea sunt acelea și suntem cunoscuți acolo. Așadar, și nu uitați zborurile de agrement. Dacă vreți să vedeți de sus litoralul, vă stă la dispoziție oricând. Și turiștilor, sigur. Bineînțeles și turiștilor, pentru că sunt foarte mulți care doresc să vadă litoralul de sus, să vadă hotelul de sus, cartografiere, toată lumea este bine așteptată și ne vedem pe 19 august la Aeromania. 11 ani de Aeromania. Un premiu special, cum spuneam, merge și către Mera Bris pentru investiție de excelență în dezvoltarea potențialului sudului litoralului românesc. Așteptăm să vedem hotelul. Când se da. Inaugurează? Cu 1 iulie vă așteptăm la Mera Bris Mangalia. Vă așteptăm la o cafea, vă invităm, o să facem o deschidere frumoasă și așteptăm pe toată. Îi creăm rubrică deja, că a fost neapărat. Și la anul cu premiu. Fiecare an.
Mulțumesc mult! E primul an în care am fost acolo. Noi ne gândim de mult la importanța restaurantelor, dar e primul an în care ne-am hotărât să recompensăm prin diplome de excelență și câteva restaurante. Restaurantele sunt o componentă importantă a sejurului turistului român pe litoral. Și până acum nu erau văduvite din acest punct de vedere. Poate de la anul să acordăm, o să organizăm o sesiune specială doar pentru restaurante. Este foarte important. Pentru acest an a fost o alegere grea. Ne-am propus să alegem două restaurante. Au fost foarte multe restaurante cu review-uri pozitive și pentru a le departaja am apelat la oamenii locului. Oamenii locului le cunosc cele mai bine față de un turist care vine. Și am ales astfel restaurantul Pescăria lui Matei, la recomandarea expresă a Mulțumesc mult! Deci foarte vizitat de turiști a fost acolo, foarte multe impresii. Da. Foarte mulțumiți. Și înțeleg că... Să poți să stăți la coapte, nu? Nu e de pas de o prămare de vreme. Da, ca și restaurant de 4 ani deschis, ca și pescărie din 86. Cu asta ne ocupăm. Dar e bine. Și acum, momentan, suntem pe voi și mulțumim mult și... Bravo! La al doilea restaurant premiat cu diplomă de excelență este Popasul Pescarilor. Bine cunoscut de ziua acesta tuturora și presupun la fel de apreciat. Întoarceți diploma de trebuie. Da, da, da. Aceasta a fost sesiunea diplomelor de excelență 2017 pe litoralul românesc. Vă doresc mult succes în activitate și să ne întâlnim și la anul, informație cel puțin la fel de rotundă. La final... Eu aș vrea, dacă se poate, mi-a ridicat puțin mingea la fileu domnului din Eforie cu hotelul de vis. Aici și mulțumesc. Aici, într-adevăr, a ridicat ceva foarte bine. În sală văd doar pe o singură persoană care o recunosc, domnul Voican, care participă la viața asociativă. Restul nu prea ne întâlnim. Aveți mare dreptate. Haideți să ne mai întâlnim și cu autoritățile. Eu vă spun sincer. Eu așa sunt eu, mai bătăios. Nu-mi place să stau în banca mea. De aceea apar câteodată risc. Apar și la televizor. Mă știți? Cei de la radio nu-mi dau niciodată voie să stau degeaba. De aceea vă rog și pe dumneavoastră, haideți puțină implicare. Interesantă ideea. Haideți să vedem cum facem cu o taxă de promovare, astfel încât să vină privații și să spună, domn primar, vreau o taxă de promovare, dar noi punem banii și noi suntem aia care când iei taxa, spunem ce să faci cu ea. Și la fel și la Mangalia. E nevoie de taxă de promovare, pentru că stațiunile astea noastre au plătit taxe impozite. Haideți să se întâmple ceva, nu coordonat de către cineva din primărie. Corect. Să încercăm printr-o organizație asociativă. Asociația este Litoral Delta Dunării. Vama Veche cu Limanul au intrat în această asociație. Vor să pună taxă de promovare și vor să facă treabă în Vama Veche și sunt convins că se va baza pe cineva, cum este colegul meu, Adi Voican. Îl știu de foarte multă vreme. Este adevărat. Dar vă rog și pe dumneavoastră, aveți afaceri, știți foarte bine, plătim taxe și impozite, suntem amendabili plătitori de taxe și eu sunt la fel ca dumneavoastră. Haideți să vedem cum facem ca aceste taxe pe care ne le plătim să ni se întoarcă în beneficii ca și destinație în mai mulți turiști, pentru că vrem și pe capete de sezon să vedem. Colegul, Adi, vină cu aceste vadă lumea. Te știe, cred că marea majoritate aveți contracte cu el. Foarte important, iarăși, ceea ce spunea
apropo de Constanța, ați luat un premiu, felicitări. Într-adevăr, să știți că cei care vin la dumneavoastră la hotel pot să stea o noapte în plus dacă vizitează Constanța, pot să stea o noapte în plus dacă se duc și mănâncă într-o seară la pescărie și se întorc mai târziu decât prevede legea din cauza băuturilor de acolo și mai plătesc o noapte de cazare, dacă pe destinație au ce să facă în afară de plajă. De aceea, haideți să-i momim și cu altceva decât cu o cazare, cu pensiune completă eventual și vedem câte zile au ei buget. Haideți să-i momim să îi aducem să stea mai mult în zonă. Și aș lăsa pe Adi să spună, pentru că el este unul dintre cei care în Vama Veche vâslește din greu de ani de zile să aducă acolo această destinație. Corect? Mulțumesc că m-ai invitat, Cristi. Eu am vrut să fiu astăzi puțin mai low profile, era emisiunea voastră. Eu și așa am bătut litoralul de la Sulina până la Vama Veche, din o lună de zile, luna mai, aducând agenți de turism din toată țara să vadă hotelurile, să vadă stațiunile, cum se dezvoltă, pentru că chiar se dezvoltă, să vadă toate plusurile. Să nu uităm să spunem cu voce tare de fiecare dată plusurile, că minusurile se găsesc foarte mult să le spună. Ok, există și ele, dar haideți să vedem că există un progres de la an la an, haideți să vedem că avem plaje lărgite pe jumătate din litoral și haideți să facem presiuni să nu se oprească aici, să vedem cum vine acest proiect extraordinar, probabil cel mai important de impact după construitul stațiunilor propuse de Ceaușescu în anii 60-70, această lărgire pe 100 de metri a plajelor din nord, hai să vină până în sus să vedem că se deblochează finanțele și se duce acest proiect până la capăt. Să nu uităm să pomenim de autostradă, pentru că chiar dacă s-a dat de câțiva ani în folosință, este un vector logistic extraordinar de important și ne aduce în 2 ore de la București și chiar în 3 ore de la Ploiești și din împrejurim. Și lucrurile astea trebuie să se dezvolte. Să spunem, apropo de logistică, nu avem autostrăzile din Transilvania spre litoral, dar avem zboruri directe. Și noi, în calitate de tur operatori, am riscat foarte mulți bani în acest an, luând garantat 100% aceste bilete de avion. Nu le putem vinde pentru că, așa cum spunea cineva, în acest moment nu știe...